Camera de Comerț și Industrie Hunedoara a premiat vineri excelența în afaceri în cadrul galei laureaților topul firmelor din județul Hunedoara. Cele mai competitive firme din județ au fost apreciate public pentru rezultatele economice și financiare obținute în anul 2022. De 30 de ani, instituția premiază cele mai bune afaceri din județ, iar pentru a marca momentul aniversar, a fost organizată o gală somptoasă. Evenimentul, aflat la 30-a ediție, una aniversară, a reunit manageri de top, reprezentanți ai instituțiilor politico-administrative și mass mediei locale, dar și invitați speciali. Da, e o zi specială atât pentru cei care astăzi vor fi premiați, dar și pentru noi, organizatorii, Camera de Comerț, pentru că este o ediție jubiliară, este a 30-a ediție a topului firmelor. Astăzi avem plăcerea să premiem pe cei mai buni dintre cei mai buni. Sunt firme care în județul Hunedoara au reușit să realizeze o cifră de afaceri de peste un miliard de euro. Oameni care au peste 7.000 de angajați și sunt nu numai reprezentativ pentru topul județean al județului Hunedoara, dar și pentru topul național al firmelor. Ce poate fi mai frumos decât să sărbătorești împreună cu cei mai buni oameni de afaceri 30 de ani de când scoți la lumină cele mai bune firme din județul Hunedoara. Și eu îi aștept cu bucurie. Că nu întâmplător am ales această locație lângă castel. Castelul este un monument, este o zestre pentru Hunedoara și transmite, așa cum castelul va aduce bucurie turiștilor și de acum încolo, trebuie și oamenii de afaceri să se gândească la generațiile viitoare. Chiar dacă este greu, tot efortul pe care îl fac și știm că nu este acum și perioada de pandemie și criza și războiul, sunt multe obstacole, ca să zic așa, care pot să-i determine să renunțe. Dar dacă se vor gândi, și în seara asta vom avea niște copii minunați, dacă se vor gândi că eforturile lor sunt pentru generațiile de mâine, cred că vor continua și vor face imposibilul. Este o mare onoare să participăm în această seară împreună cu celelalte firme. În fiecare an evenimentul devine din ce în ce mai interesant. Ne bucurăm să vedem multe firme prezente la acest eveniment și, cum am spus, ne bucurăm să fim printre firmele invitate și care au dovedit performanță în ultimul an. La întocmirea clasamentului din acest an au participat 12.773 de societăți comerciale hunedorene, societăți și organizații cooperative, institute de cercetare și regii autonome, dintre care, după aplicarea criteriilor eliminatorii, au fost selecționate conform metodologiei 4.369 de firme, 1.161 dintre acestea fiind clasate în top pe primele trei locuri. Momentul aniversar s-a încheiat cu un concert al trupei Direcția 5.